Bună ziua, dragii mei și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei, de data aceasta pentru miercuri, 12 octombrie 2022. Să vedem cu ce ne încântă cărțile de data aceasta. Iată că prima carte care vine în etalare, dragii mei, este Călătorie, Journey. Călătorie. Este vorba de o călătorie pe care vrei să o faci în această perioadă, în această zi minunată. Este cartea cu numărul 2, așadar posibil ca acest număr să aibă o semnificație deosebită pentru tine azi o călătorie poate că inițiatică pentru tine, dacă vrei să pornești pe un nou drum care să te ducă spre succes, un nou drum spre o nouă oportunitate din viața ta, poți să începi acest drum odată ce ți-ai pus un mic plan în minte. Poți să începi drumul acesta Fiind sigur și mergând cu încredere pe calea pe care ți-ai propus să mergi, până la îndeplinirea țelului tău. De asemenea, pentru unii dintre voi este posibil ca această carte să fie semnificativă la, la propriu, în sensul că vă pregătiți de o călătorie, poate că vreți să mergeți într-un. Un mic concediu câteva zile libere pe care vi le-ați luat pentru a vă relaxa, pentru a vedea și partea frumoasă a vieții, pentru a vă aminti și de partea frumoasă a vieții, de partea relaxantă, de partea liniștită. pentru că se pare că în ultimul timp ați muncit foarte mult și nici concediu nu v-ați luat. Așadar această călătorie va fi bine meritată. Veți porni probabil spre o țară sau spre un ținut inedit pe care v-ați dorit de mult timp să îl vizitați. Și vă veți bucura să revedeți sau să vedeți pentru prima oară această parte a lumii. Este posibil, de asemenea, pentru unii dintre voi să plecați într-o călătorie alături de persoana iubită, și atunci această călătorie se va transforma într-un drum cu adevărat inițiatic pentru voi, pentru că va fi și un prilej de a vă cunoaște, de a, de a aprofunda această cunoaștere între voi doi. Da, o carte importantă. Să mai vedem încă una. Iată că această carte a căzut pentru ziua de miercuri. Este vorba de Patience, adică răbdare, cartea cu numărul 16. Așadar, numerele 1, 6 și 7 pot avea o semnificație deosebită pentru, deosebită pentru tine azi. Cartea îți spune, dragul meu sau draga mea, să ai răbdare în aceste zile. Pentru că se pare că va trebui să mai aștepți ceva timp până când dorințele tale se vor împlini, până când vei putea spune și tu că ești cu adevărat fericit sau fericită. Da, este o carte care ne amintește, în primul rând, să fim mai buni, să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem și ne reamintește de toate aceste calități pe care este bine să le avem în viața noastră înainte de a ne bucura de ceea ce am, de ceea ce am canalizat spre cerul universului pentru a veni în realitatea noastră. Da, o carte care te învață să ai răbdare în momentul în care tu spui că nu mai poți, că nu mai poți aștepta, că uh, timpul s-a scurs deja pentru tine, că nu mai poți avea răbdare și așa mai departe. Uh, îi se pare că, iată, în această carte este reprezentat un înger, care în mod sigur este îngerul răbdării și acest înger vine să te liniștească și pe tine în direcția aceasta, în direcția dorințelor tale și îți spune, te liniștește spunându-ți că aceste dorințe ți se vor îndeplini în mod clar, dar la momentul oportun, la un moment prielnic pentru tine. Să mai vedem o carte. Iată că uh, a treia carte care vine în etalare este Broken Heart, uh, Inima Rănită, cartea cu numărul 9. Uh, se pare că pentru unii dintre voi uh, uh, este vorba despre acest uh, eveniment nefast în viața voastră. Este posibil să fi avut uh, uh, parte de o despărțire. De o rupere în viața voastră, rupere de o persoană care v-a fost dragă, dar alături de care nu ați mai putut merge, nu ați mai putut continua drumul. De ce? Din diferite motive. Probabil că ați remarcat că nu mai sunteți de aceeași păreri, de aceleași păreri, nu mai sunteți. Nu mai aveți aceleași dorințe în legătură cu viitorul vostru, în legătură cu relația care a fost între voi și așa mai departe. Și atunci ați zis că este mai bine pentru voi să o luați pe drumuri separate. Da, este foarte bine că ați hotărât așa pentru că nimic nu poate fi forțat în viața noastră, cu atât mai mult o relație. O relație presupune, în primul rând, loialitate, încredere și multă, multă iubire. În momentul în care această iubire se stinge între cele două persoane sau, mă rog, de-abia pâlpâie, este clar că ceva este în neregulă acolo și că trebuie să luăm o altă decizie pentru noi. Acestea fiind cărțile, iată -le, le așez, mai așa să le vedeți. Să vedem mai departe și două cărți din tarot. Prima carte din tarot care se etalează aici astăzi este 9 de pentagrame. Această carte vorbește despre o perioadă de fast, de bunăstare, de bucurie, de veselie în viața ta în aceste momente, în această zi minunată de miercuri. Este o zi, se pare, în care îți amintești că trebuie să te îngrijești și tu pe tine, să-ți acorzi mai multă atenție. De aceea este posibil să te îndrepti spre un masaj sau să o pedicură sau să mergi la un coafor sau orice altă uh, plăcere pe care ți-o poți face în această zi uh, spre a crea desfătarea ta proprie, spre uh, a-ți spori uh, stima de sine și propria ta valoare în ochii celorlalți și în ochii tăi, în primul rând. Uh da, cu această carte te bucuri de foarte multă abundență în viața ta. Nu uita ca în momentul în care te simți foarte bine tu cu tine sau ai foarte multe lucruri de care să te bucuri, să fii și bun, să împarți din cele ce ai și cu cei din jurul tău. Astfel încât să devii uh, și mai fericit sau mai fericită. Pentru că se știe momentul împărtășirii ne face mai fericiți. Sau așa ar trebui să fie. Și următoarea carte, iată, este un șapte de spade. Această carte vorbește despre faptul că cineva uh, ar putea fi păgubit. În această zi, se pare că această persoană este posibil să fiți voi, cea păgubită, este posibil ca cineva să vă fure ceva. Așadar, dacă ieșiți în oraș, atenție mare la geanta dumneavoastră, atenție unde vă puneți banii, unde vă puneți actele, pentru că acestea vă pot fi sustrase într-un moment de neatenție. De asemenea, atenție la modul în care vă divulgați secretele persoanelor în care nu trebuie să aveți neapărat încredere în această zi, pentru că aceste persoane vă pot fura ideile și, de ce nu, aceste idei, probabil unele dintre ele, este bine să le păstrați numai pentru dumneavoastră deocamdată. Uh, să vedem mai departe și o carte din partea Oracolului Dragostei. Avem două cărți, să le vedem pe rând. Primul mesaj este acceptarea este cheia pentru pacea interioară. Câteodată trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Uh, nu există. Nu este niciun motiv să încercăm să schimbăm ceea ce este dincolo de controlul nostru. Da, o carte care ne invită la acceptare, la modul în care ar trebui să ființăm noi pe acest pământ, să fim mulți mai, mult mai înțelepți și să acceptăm tot ceea ce vine spre noi cu detașare. Și, urm și al doilea mesaj care vine către voi, dragilor, este: vorbește despre Uniune Sacră, uh, onorează și uh, prețuiește relația ta pentru că este cu adevărat sacră. Da, se, se uh, vorbește aici despre Uniunea uh, Sexuală, bineînțeles, care trebuie să fie și rămâne una sacră. Acestea fiind zise, eu îmi închei aici talarea. Sper să vă fi plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte talări pe viitor. Toate bune!